facem o rețetă de mucenici, care am învățat-o de la bunici, de la mame, pentru că mâine e sărbătoarea de 40 de mucenici. Punem făina, punem ouăle, zahărul pui așa după ochi, să nu fie prea dulce. Punem un pic de smântână, că e mai bun, și două linguri de iaurt. Un pic de unt, ca să fie mai mole. Punem ștrufii. Vanilie. Punem un pic de cojă de lămâie. Și ulei. Și sare. Acum frământăm cu un pic de lapte. Și îl frământăm bine până să amestecă bine și să se facă un alt aluat așa foarte bun. Se frământă până se facă așa par care se sclipească ca și pureaua, așa se zice, să se dea după mână. Așa se face și pâine mai de mult. Aluatul ăsta e și de cozonac, e bun și pentru păscuță, pască, de aceea cu brânză pe la pași, se face cam același aluat, aceeași rețetă. Alduiască Dumnezeu, aluatul să crească mare, să fie frumos și dostit bine. Acum tăiem să formăm mucenici. Cocem tava din cuptor, îi punem aici pe masă și acum le luăm așa călduță, le facem până sirop de miere de albină și le punem să moaie și atunci ar mai dulce, că la lor nu se pune zahăr mult dacă se face cu sirop din asta. Să săvălesc călducă. Thank you.
Bun venit, dragi oameni buni, la datina din străbuni, sub poala ineșului în inima satului, adierea vântului în sunetul cântului, în tropotul jocului, bucuria omului. Vă mulțumim din suflet că astăzi ați ales să veniți la căminul nostru cultural al satului Chiuzbaia, să sărbăm împreună prin cântec, joc și poezie și socializare, sosirea primăverii, ziua mamei, dar și ultimele zile de dezlegare la joc și voie bună înainte de începerea postului Paștilor. Trebuie să menționez, bineînțeles, că acest eveniment nu ar fi putut avea loc fără ajutorul organizatorilor noștri care sunt dăruiți total obiceiurilor noastre și a cântecelor populare. Primăvara și-a semnalat deja sosirea, iar cei care se bucură cel mai mult de sosirea acestui anotimp, a reînvierii naturii, sunt copiii. Câțiva copii din satul nostru Chiuzbaia au ales să accentueze prin poezie sosirea primăverii, dar și o ocazie specială dedicată celei mai iubite persoane din univers, mama. Invităm în scenă pe Antonia, Andreea, Mihaela, Ania, Maria Teodora, Luca și Alexandru. Pentru mine ești o zână, ți-a dus fericirea în casă, mână toată și lumină. Mama mea mă iubește, ea mereu mă cătește, de ce se mă învață și-mi dă până pe față. Uite, scumpa mea mămică, eu, fetița ta iubită, îți dau azi euforicia și-o-n sărut de ziua ta. Mamă dragă, și nimic nu ți-am lucrat, doar o mică poezie pentru tine am învățat.
Începutul nu știu bine, pe la mijloc mai greșesc, dar știu bine ca pe apă, mamă dragă, te iubesc. În ziua ta, mămico, eu rog pe Dumnezeu să-mi împlinească dorul ce-ți port în gând mereu. Să-ți ia viață lungă, noroc și sănătate, să-ți răsplătească Domnul nespusa bunătate. Ce invitite șate capul din japata și o vadă primă baia. Cine e? Eu ce un. La mulți ani, mama, de când nu știam să merg, ai făcut toți pentru mine lucruri care nu se șterg, dar azi e doar despre tine. Te iubesc, orice ți-a spune, mulțumesc că mă accepți cu ale mele rele bune, chiar de uneori mă cerți. Ești mereu în piept, să știi, dragostea rămâne vie. Tot ce-am fost, ce sunt, voi fi, ți se datorează ție. Oriunde viața m-ar duce, te rog să nu-ți fie teamă, tot la tine mă aduce, la mulți ani, iubită mamă. Mărțișor, prinde-ți-o la piept cu ușnuși trengăreți, ca să știe lumea toată cât de mult te iubesc. În următoarele momente o să invit în scenă o surpriză. O surpriză foarte importantă pentru noi, deoarece această surpriză este pregătită de doamnele, mai precis găzdoaiele din satul nostru. Deci invit în scenă pe găzdoaiele satului Chiuzbaia. Aplauze, vă rog! Bună ziua, Doamne ajută! Oameni buni și lume multă! Noi astăzi ne-am adunat, că nu-i jocul de lăsat, fie bine cuvântat! Am gândit!
că felicitări găzduaielor pentru dans. De la sunetul taragotului și a saxofonului trecem acum la joc și voie bună. În următoarele momente suntem invitați să urmărim un moment de joc reprezentat de copiii de la ansamblul de dansuri populare Stibina a școlii gimnaziale numărul 2 din Baia Sprie, coordonator doamna Sandra Chiorean. Aplauze, vă rog! Thank you.
adus aici un scaun. Pe acest scaun are să se așeze una dintre valorile satului nostru, rapsod popular al chiuzbăienilor, exemplu de simplitate și putere. Invitata noastră și-a dedicat întreaga viață meșteșugului și credinței, ceva mai rar întâlnit. Poate mulți v-ați dat seama cine este, deoarece s-a așezat aici. Așadar, am deosebită plăcere să vă prezint în scenă pe mătușa Marița Grigor. Dânsa va fi acompaniată de grupul de instrumentiști al Chiuzbăii. Yeah.
Aplauze încă o dată, vă rog, pentru mătușa Marița Grigor din satul Chiusbaia. Mătușă, vă suntem recunoscători pentru exemplul de autenticitate, pentru că ne demonstrați zilnic că autenticul în cântec și port încă nu a dispărut. În următoarele momente, totul e despre cântec, joc și voie bună. În spatele meu se află grupul de instrumentiști al satului Chiusbaia, cu ajutorul domnului Pașca Călin la clape. Am aici pe domnul Ionică Cânța la taragot. Aplauze, vă rog. Pe Mihai Avram la vioară. Adelin Țineghe la vioară. Alin Bele, Gabriel Bele, Maria Breban, domnul Vasile Bilț, domnul Vasile Babici și domnul Pașca Călin la clape. Următoarea invitată ne-a obișnuit deja cu pricesnele interpretate în biserica satului și este una dintre interpretele pe care noi le avem în satul nostru. Fără să mai adaug ceva, o invit în scenă pe doamna Mariana Cânța. Doamne ajută, bine v-am găsit! Vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare. Vă doresc multă sănătate tuturor femeilor! Păi numele de mamă, oare cât să-l iau în seamă,
Apasă dure, în căldură, o mamă mulă tiene dure, dorule. Apasă dure, în căldură, o mamă mulă tiene dure, dorule. Și nu spune că e greu, măi, dorule. Nu m-a lucrat tot mereu, măi, dorule. Despăcere nori, măi, dorule. Să trezește până-n zori, să vadă despăcere nori, măi, dorule. Și să culcăm miez de noapte, dorule, după ce le-o făcut toate, dorule. Viața toată, dorule, până noi la cât pe poartă, dorule. España.
banii ai strecat, la 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 la, cu pretinii în crâșmuliță, la 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 la, păhorincă și drăguță, la 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 la. Mulțumesc, mulțumesc. Vă doresc distracție plăcută și multă sănătate tuturor. Mulțumesc mult. Cea mai frumoasă interpretă din sat a moștenit talentul muzical de la tatăl său, taragoltistul Ionică Cânța. O știu pe Ioana de când era mică și cânta la Palatul Copiilor și mă bucur că am văzut-o evoluând atât de frumos. De asemenea, și ea face parte din grupul vocal Buciumul, instruit de doamna noastră profesoară Angela Buciu. O invit în scenă pe Ioana Cânța.
Să mă întreabă dorul.
o fântână. Ai plânge-o, măicuță bătrână. Ai nimeni în lume, nu o treabă. Ei plământă, orbe deagă. Ei plământă, orbe deagă. Pater un pahar de apă. Hai măicuță când nu-i mai șimă. Hai Doamne rău ne-o necășimă. Și pe măicuța plecată. Hai, nimeni nu ne-a întrebat. Este de mânzormată. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim că ați ales să fiți aici alături de noi. La mulți ani tuturor doamnelor. Hey, hi, la la la.
Ai dai un lemn și nu se vede, la 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 la. Vreau să felicit organizatorii care s-au implicat în acest proiect. Noi vă mulțumesc și vă mulțumim că v-ați rupt astăzi și ați fost aici părtași cu noi. Încă o dată, la mulți ani tuturor doamnelor, vă rog să mai aplaudați acești tineri talentați, orchestra minunată. Și, dragii mei, dați-mi voie să-l prezint, un tânăr talentat. Un băiat deosebit de talentat și bun, consultant de-a nostru, Daniel Breban. Multă sănătate, Daniel! Oh.
mare bucurie să mă voastră aici în fața dumneavoastră să prezint acest spectacol minunat. În următoarele momente avem un invitat cu totul și cu totul special, mai degrabă o invitată. Ce vă pot spune despre Gabriela? Gabriela este deja o artistă de renume a României, are numeroase premii la concursuri din țară, dar și internaționale. Are în palmaresul ei și turnee realizate cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Și în aplauzele dumneavoastră o invit pe Gabriela Ardu-Sătan.
mama florea florilor, lai 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 la la, dragânța feciorilor, lai 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 la la, prin pădurea cea e fac să cânt banii lui Codrat, lai la lai la la lai la la lai la 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 la. Să fiu mai o mândră floare, lai, 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 la, la, în grădina domitale, lai, 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 la, la, cea mai mândră dintre flori și mai dragă la fecior, lai, la, lai, la, 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 la. Fă-mă, Doamne, o garofiță, lai, 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 la, la, la băghița grădinuță, lai, 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 la, la, și câmpania mă doa, așa cum îi dragostea, lai, la, lai, la, la, lai, la, la, lai, la, 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 la. Fă-mă, Doamne, o floare rară, lai, 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 la, la, feciorii e drag să moară, lai, 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 la, la, și când a venit sara, pătița m-a sărutat, lai, la, lai, la, la, lai, la, la, lai, la, 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 și când bania mă lua, o mă începe dragostea, lai, la, lai, la, la, lai, la, la, lai, la, 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 la. Mă mulțumesc din suflet! Pălăria jos, lai la la la.
la la popa și mă sărută frumos, la 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 la. Nu-i pot că-s mor, e foame, lai-la-la-lai-la-la-la. Țucă-mă, bade, Ioane, lai-la-la-lai-la-la-hopa. Nu-i pot că-s mor, e foame, lai-la-la-lai-la-la-la. Du-te acasă și mănâncă, lai-la-la-lai-la-la-hopa. Și-apoi haide, mă sărută, lai-la-la-lai-la-la-la. Păi mult mă treabă unde am fost, lai-la-la-lai-la-la-la. Da, bătă-l foc cu omul prost, lai-la-la-lai-la-la-hopa. Păi mult mă treabă unde am fost, lai-la-la-lai-la-la-la. Te gândești că el n-ar știe, lai-la-la-lai-la-la-hopa. Unde umblă tinerie, lai-la-la-lai-la-la-la. Păi nu te pot de pălărie, lai-la-la-lai-la-la-la. Da, țucă-mă, bade, Ioane, lai-la-la-lai-la-la-hopa. Păi nu te pot că-s mor de foame, lai-la-la-lai-la-la-la. Du-te acasă și mănâncă, lai-la-la-lai-la-la-hopa. Și-apoi haine mă sărută, lai-la-la-lai-la-la-la. Pune pălăria jos, lai-la-la-lai-la-la-hopa. Și mă sărută frumos, lai-la-la-lai-la-la-la-la. Mulțumesc!
să uităm de supărare, lai, lai, lai. Să închin, să închin cu fire, să uităm de supărare, lai, lai, lai. Goală mă omoară, lai, la, da, da. Dau frumos, mă bagă în boală, lai, la, lai, la. La glaja plină, glaja plină-mi nihorina. Om frumos, mi-e la inimă, lai, lai, la. La glaja plină, glaja plină-mi nihorina. Om frumos, mi-e la inimă, lai, lai, la. Mă mai lai la da da, dacă ești cu un florit un pom, mai lai la la la. Dar cum e floarea, cum e floarea cea de prun, așa e neamul meu cel bun, mai lai la la. Cum e floarea, cum e floarea cea de prun, așa e neamul meu cel bun, mai lai la la. La 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 la.
Sunteți mai la 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 la